E cu soțul meu, da, am ținut lecție cum să fac economii, să strângem și noi bănuți, că vine iarna, cresc facturile și ar trebui să nu mai fac atâtea cumpărături. Apciu, da, nici nu știe că aștept curierul când trimise mesaj că vine, da, mie inima cât un purici. Și tu ar trebui, mami, și tu ar trebui să mai tai berica aia de pe, da, lista de zi cu zi. Berea, sticluța cu vin, plimbările cu prietenii seara după serviciu, întâlnirile alea care costă, că vorba ta, asta e vorba ta, totul costă. Ieși din casă, ai scos din portofel, asta e vorba ta. Da, se vede numai la mine, la tine nu. Hainele alea de ți le cumperi tu mereu, că ești la modă. Parfumurile alea foarte scumpe, de la sădâră. Mai tai dracu din ele. Da. E, ziceai că pleci. Ai treabă. Acum, du-te, că poate vine curierul și ne luăm iar la ceartă. Că de, are dreptate și omul. Trebuie să avem foarte mare grijă, foarte mare grijă de economiile noastre. Da, noi femeile, de ale noastre. Ale lor nu se văd. Ei pot să cheltuiască benzină, la pește, la vânătoare, care ce hobby-uri are, la fotbal, să-și ia Adidas, la sală. Costum de sală al meu schimbă costumul de sală. La 2 luni. Cu tot cu Adidas, da. Nu mai firmă. Că-l vede ăla de la sală. Ah, gata, tata, hai. Du-te, du-te, că eu te-am scris-o curierul, că e la poartă. Hai, te pup, pa, pa. Ești pe aici, prin spate, că e mai bine. Așa, mama, hai.